Bună, dragilor! Bine ați revenit la mine pe canal! Astăzi, exact în acest moment, vă voi arăta Burj Khalifa. Am trecut de security în aeroportul din București și trecem spre Dubai. Mergem să așteptăm pentru că îmbarcarea se va face după ora 1:20. Noi avem avionul la 2:10, așa că mai avem puțin, este 12:30, 1, cam așa. Așteptăm undeva pe aici, mergem într-o sală de așteptare și încă puțin și vom zbura. Probabil că o să filmez ceva foarte, foarte puțin, dar oricum în Dubai o să ajungem la ora 9 seara. Cel mai probabil se va face întuneric la ora aia, dar abia aștept să ajung pentru că vreau să văd cum arată orașul pe timp de noapte. Nu știu dacă vom mai ieși în seara asta undeva, dar oricum mâine o să fie o zi full pentru că avem două activități pregătite, deja cumpărate de pe internet și wow, abia aștept să vină ziua de mâine. Probabil că o să dorm pe tot timpul avionului și probabil că o să dorm bine și la noapte și mâine cu forțe noi o să ne facem treaba. Abia aștept! Dragilor, este ora 11:30 aici în Dubai. Acasă la noi este 9:30 seara, bineînțeles, și am ajuns într-un final în Dubai. Ne-a luat cam 2 ore drumul de la aeroport până aici pentru că a durat mult și testul COVID rapid de la ei, pentru că era coadă mare, a durat și primirea vizei vreo 20 de minute, la fel testul vreo 20 de minute și drumul pe care l-am făcut și cu metroul vreo 30 de minute sau chiar mai mult, 40. Deci s-a adunat și în sfârșit am ajuns în cartierul în care ne cazăm noi, mai exact în Dubai Marina, și se vede în spatele meu superb. Nu știu cât puteți vedea pentru că este... Hai să trecem aici, trecerea de pieton. Este seară, eu mi-am dat puțin masca jos ca să pot să vorbesc mai... să mă aud mai clar. Pentru că este ceva zumzet pe stradă și mi-este că nu mă aud. Mă bucur că am ajuns, mergem la cazare, căutăm turnul în care suntem noi cazați și ne auzim de acolo pentru că momentan sunt ruptă de oboseală și nu mă exprim foarte coerent, dar cu siguranță ne auzim de acolo, dacă nu mâine, pentru că mâine sigur vreau să filmez o grămadă, că am foarte multe să vă arăt. De fapt, și orașul și alte două activități la care mergem. Obosesc, mai avem de mers. Am ajuns! Vă las! Pa! Dragilor, noi chiar în momentul acesta ne îndreptăm spre plajă. Este ora 11 și suntem în Dubai Marina, în cartier, sau cum să-i zic, în orașul nou, Dubai Marina. Mergem tot drept, o să ajungem la plajă, o să stăm cam o oră, o oră jumate, pentru că astăzi avem și o activitate de făcut, de fapt două. Prima este la Burj Khalifa și o să urcăm în turn. Nu știu dacă știați, dar turnul Burj Khalifa este cel mai înalt din lume, cea mai înaltă clădire, și o să urcăm în el ca să vedem și noi cum se vede priveliștea și să vedem dacă ne încântă, dacă este atât de grandioasă clădirea pe cât se spune. Am ajuns într-o zonă superbă aici, vreau să fac o poză pentru că este absolut superb. Haideți să vă arăt și vouă așa cât puteți să vedeți. Fantastic, îmi place tare mult. Așa arată și în spatele meu. Și cum vă spuneam, mergem spre plajă, facem câteva poze pe acolo. O să stăm o oră la bronzat, după care ne întoarcem la hotel. Noi ne auzim, bineînțeles, în decursul vlogului, pentru că am să vă arăt o grămadă de chestii. stat o oră și jumătate la plajă și este deja 1 fără un sfert, cam așa. Ne pregătim să mergem spre cazare, deoarece vrem să mai stăm puțin să ne odihnim, după care mergem la Burj Khalifa. Momentan așa arată plaja, este un nisip foarte, foarte fin. Ați văzut și în poze, o să inserez niște poze, că na, nu am cum să vă trimit pe toți pe Instagram, pentru că poate nu vreți toți să mergeți. Îmi place cum arată în spate view-ul, este foarte faină vremea, îmi plac palmierii, îmi place tot, îmi place cerul, îmi plac clădirile, cum se văd de aici, de pe plajă. Și am făcut și câteva poze foarte, foarte faine, o să le vedeți și voi pe Instagram. Haideți că ne aducem către cazare, ne-am schimbat și n-avem decât să mergem înapoi pe același drum. În fața mea, hai să vă arăt cum se vede în fața mea, ca să vedeți perul. Am ajuns în Dubai Mall. Trebuie să ieșim afară ca să pot să fac o introducere corectă a acestui clip, deoarece momentan tot mergem și am impresia că o să ne rătăcim prin mall-ul ăsta, pentru că e mare. Și cred că suntem în zona de parfumuri. Ah, ok. Deci avem bulevard de pe aici prin mall, ca să știți, dacă veniți, aveți ce merge pe bulevard în mall. Da, uite că scrie acolo în față. Am ajuns la piscina asta super, super mare. Este o fântână arteziană în spatele meu și este unul dintre, cred că, cele mai vizitate locuri din Dubai. Așa am impresia. Bineînțeles, am ieșit din mall, am reușit să ieșim mai înainte din mall, pentru că e extrem de mare și sunt extrem de multe ieșiri. Dar am reușit să ieșim exact aici la Burj Khalifa. În stânga mea este și vi-l voi arăta și vouă, pentru că ne grăbim puțin, nu o să pot să stau să vorbim prea mult, deoarece mai avem jumătate de oră și trebuie să intrăm în turn, pentru că este cu programare. Noi ne-am făcut programarea de acasă online și am dat cam 25 de euro de persoană ca să putem intra în turn. O să vi-l arăt așa. Dar voi face și câteva filmări, câteva cadre scurte, pentru că se va vedea mult mai bine cu camera din față. Burj Khalifa este un zgârie enorm din Dubai, este cea mai înaltă clădire construită vreodată de om, măsurând 828 de metri înălțime. Construcția a început la 21 septembrie 2004, exteriorul fiind finalizat la 1 octombrie 2009, clădirea a fost inaugurată oficial la data de 4 ianuarie 2010. Costurile totale ale proiectului au fost de 1,4 miliarde de dolari. Am intrat înăuntru în recepția turnului Burj Khalifa. Noi am avut biletele bucuite de acasă, dar pentru că trebuiau niște bilete fizice, a trebuit să le luăm de aici, dar nici n-a fost coadă, n-a fost nimic. Este ora 3 și un sfert, la 3:30 avem noi intrarea, după cum scrie și pe bilet. Doar că am ajuns puțin mai repede, dar nu este nicio problemă că ne-am dat deja biletele. Mergem acolo și găsim exact pe aici calea. Abia aștept să ajung sus, pentru că cu siguranță vom vedea o priveliște de vis. Haide cu mine! Încă avem de mers, nu am ajuns, nu știu, la lift. Am înțeles că este un lift care urcă cu o viteză foarte, foarte mare și ajungem în câteva secunde sus, dar văd că mai tot avem de mers și încolo. Am trecut de security, bineînțeles că a trebuit să ne verifice și în rest totul ok. Apropo, dacă ajungeți pe aici, nu aveți voie cu apă sus în lift, sus în tur, pentru că se aruncă la security sau vă puteți depozita bagajele. Noi le-am depozitat, că aveam 2 litri de apă și am zis că avem nevoie, pentru că na, ne este sete, este cald. Câte grade sunt afară? Vreo 30? 30. Și tot vorbesc că poate ajungem o dată sus. Hai că avem încă puțin. Ok. Ce este în față? Poți să primăm și în față? Ca să nu fie filmarea bruscă. Mai? So it's for you to have an idea that you're going from here all the way to... Wow, nice. Impressive, right? Very impressive, yes. Nice. Nice, thank you. Aici pe pereți arată în fiecare an cât a evoluat în construcția cu coadă. 2006. Burj Khalifa de când este? 2000? De atunci, din 2006. 2007. Da, din 2006 scria, dar nu mai scriu. E din 2012, chiar așa, nu mai de mult. E mai de mult. Nu, construcția se face așa de repede, adică... Deci devine tot mai interesant. Da, dar de ce? Și mă bucur că filmăm și aici, ca să vă arătăm și vouă. Dacă nu se treacă pandemia, să veniți cât mai mulți. Macarane trebuie să fie acolo. Da. Și drumul ăsta nu se mai știu. Și foarte multă sticlă pe aici pe noi. Foarte mult. Here's the National Geographic account of what happened from the world's smallest skyscraper to sky-high job. Just enjoy if you have any questions. You can ask my colleague. Thank you. Okay, please, this way. Everyone, please. Sorry, there's a moment. Cum ați văzut deja, am ajuns sus în turn la etajul 125 și așa arată priveliștea. Ați văzut-o deja pentru că nu am cum să o filmez de aici, doar cu camera din față v-am arătat câte ceva. O să mergem 360 de grade în turn și o să ne uităm asupra Dubaiului, tot ce înseamnă orașul. Aici se vede mai bine turnurile de jos, dar deși sunt turnuri, acelea parcă tot clădiri mici sunt, de la etajul acesta. Și mai sunt 20 de etaje în sus, 20, eu mă tot uitam în ecran, dar cred că trebuie să mă uit aici la cameră. Mai sunt 20 ceva de etaje, dar noi momentan admirăm priveliștea de aici. De suveniruri, chiar vreau să mă vedem dacă găsim ceva. Oricum suveniruri, chestii din astea de magnet sau ceva micuțe trebuie să cumpărăm ca să avem acasă. Ne aducem aminte. Cred că mai puțin mergem încolo și am 360 de grade. Acolo am făcut poze. Acolo jos sunt fântânile, dar nu se dată drumul. Cred că pornești seara, așa-i? Seara, cred că așa știu și eu că seara pornești. Da, 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 și am făcut poze pe acolo, pe undeva exact. Și încolo. Exact. Și uite, pe podul ăla așa am făcut poze. Da? Da, pe ăla micuță, da, ăla care traversează între... Uite ce frumos se vede. Dar nu știu în ce parte e deșertul, trebuie să... Asta e deșertul, că dincolo e... Acolo e deșertul și dincolo e... Deci acolo e golful, unde pune baie. Și aici e deșertul, da, tot din numai deșert. Pentru că peste 2 zile vom ajunge și pe acolo. Poza, 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 acolo. Merge, facem poza acolo, da. Trebuie să stăm la rând. Bun, vom sta la rând aici să facem poze, după care, oricum, acolo de undeva am plecat și am făcut 360 de grade, de aici trebuie să facem o poză. Ce zici, Vlad, tu faci tu sau fac eu? Acolo, la aripioară. Fac eu ție. Bine, perfect. În momentul ăsta călcăm pe sticlă. Uitați-vă în jur. Toată treaba e că nu se vede realitatea jos, ci doar live? Nu cred că e live, sau poate e live. Dar se mișcă imaginea, deci nu știu dacă e live. Trebuie să vedem treaba asta, dacă e live sau nu, dar nu prea cred. Este o sticlă și... de sigur nu are cum să fie imaginea reală, dar e așa de fain, știi? Hai să revine înapoi. Acolo arată că s-o prepară. Acum mai așteptăm. Să vă zic o chestie, toată treaba aici se crapă. Eu abia pe la jumătatea sticlei mi-am dat seama că de fapt ea se crapă și că se aude un zgomot de crăpat de sticle. Mergem chiar acum la nivelul inferior, deoarece acum suntem la 125 etajul și acum, după cum se vede, mergem pe scările acestea la nivelul inferior, că vom fi în exterior, așa mi se pare. Haideți să vă împreună cu mine. mulți aici, suntem afară în exterior, am luat și noi puțin aer și mai facem câteva poze pentru că mi se pare că e puțin mai puțină lume, nu chiar, că și sus era, dar haideți să vedem cum se vede și după aia facem niște poze. Dragilor, noi tocmai ce am ieșit din Burj Khalifa, am stat o oră sus, o să dau puțin asta și o să o pun după înapoi, am stat cam o oră și sincer ne-am așteptat să stăm vreo 2-3 ore, dar nu ai ce să faci atât pentru că admir priveliștea și după care nu mai ai ce să faci. Ați văzut că ne-am urcat pe ceva sticlă care avea un sunet din ăla foarte, foarte ciudat, adică foarte interesant, ca și cum s-ar crăpa sticla, dar nu se crăpa, bineînțeles. Ce am mai făcut? Am făcut o grămadă de poze la aripile alea colorate, am făcut poze selfie-uri, poze cu geamul, cu orașul și ori și superb, o să le vedeți pe Instagram dacă intrați, bineînțeles. Și în momentul ăsta ne îndreptăm spre Dubai Aquarium sau Aquarium, pentru că pentru că avem bilet și acolo. Astăzi avem două activități și ne bucurăm că este numai 4:30. O să vizităm acvariu, avem și pinguini în Cluj, nu știu exact dacă este în același loc sau ne va duce în altă parte, dar oricum astăzi am avut o zi full. Să vedem, ori o să împart clipul acesta în două și o să vedeți acvariul în alt clip, ori o să-l vedeți acum în funcție de cât de lung îmi iese, pentru că momentan chiar am filmat ceva și cred că am filmat destul de mult, dar asta rămâne de văzut acasă. Oricum, în cazul în care ne vedem data viitoare la acvariu, eu vă spun rămas bun acum și sper să lăsați un like acestui videoclip, să vă abonați pentru că urmează clipuri. Dacă a ieșit scurt, ne vedem chiar acum peste câteva secunde. Rămâne de văzut!